Ok, let's go. Când te gândești, mamă, mă duc la șef la cuțite, că cred că tot să gândesc, mamă, ce să fac mai deosebit, mai fancy, trancy, habar n-am, să arate bine în farfurie, dar am zis, hai mă, să fac ce-mi place mie, de fapt. Și îmi place mâncarea de praz pentru că mâncam când eram mic la bunici, ei fiind olteni. Pot să spun că aș putea trăi în orice țară cu meseria pe care o am. Am avut oferte și din America, și în Spania, Germania mai ales, că vorbesc limba foarte bine, dar am preferat să stau în România. Sunt un patriot desăvârșit și îmi place la mine acasă. Soția mea gătește, e moldoveancă și gătește foarte bine. Sunt împreună cu Ștefania de 16 ani și ea face parte din lumea asta. Când am văzut-o pe ea, am zis exact asta e ceea ce căutam eu. Nu știu, a fost ca un fulger, mă. Cariera nu m-a afectat în viața personală absolut deloc. Gen, nu au fost gelozii. Bine, gelos ești la un moment dat, na. Dacă iubești, ești gelos. Sunt tătic de un an, avem un copil minunat. Asta este fericirea vieții mele. Eu am plecat în 90 din România. Am făcut școala în Germania. Clasa 9, clasa 10, după aceea încă o fel de școală de prelungire. Și am încercat mai multe joburi. La 19 ani, eu lucram ca zugrav, aveam salariul destul de ok, mă descurcam, dar vreau un job mai extravagant, să-mi încerc limitele. Și îmi ziceau cascadorul, că săream peste tot, făceam toate nebunile. Deci am scos foaia de dafin, nu cumva să muște careva într-o foaie de dafin. Nu sunt un bucătar desăvârșit. Mai face rușine, nu mai face rușine, dar mi se pare interesant. Nu știu dacă șefii mă vor recunoaște. Dacă nu, sunt curios cum vor reacționa. A. Voilà. Trei, doi, unu și... Hai! Ia-ți-o cu asta! Mâncare de praz! Cu măsline și... Asta pare a fi piept de curcan. Dacă mai ziceți că e mâncarea de praz oltenească cu măsline... Nu știu unde e? Nu, mă. Hai, mă. Ți-e rușine acum sau ce? Nu, mă, nu. Păi dar nu atunci. E. Hai, mă, că e. Nu, mai mă. Ba, da. Bă, ne-a mărit miliardar ce mânca. Nu ești de vită că era miliardar. Dar celălalt avea praz în geantă. Aha, spuneți că e mâncarea oltenească, ne supărăm. Dar e mâncarea oltenească, care are măsline. Nu e de la Oltenia, mă. Că e de la Dolci, nu preazul. Mămăzlinele. Mămăzlinele sunt în Oltenia. Nu preazul. Mămăzlinele. E Oltean taximetrist, stai liniștit. Designer. Vă salut. Salut! Salut! Ești oltean? Că e prima întrebare. Bunicii mei au fost olteni. Cum vă numiți? Probabil mai bine. Eu sunt Titus. Titus, de unde ești Titus? Nu cred, stai așa, Titus... Sunt din București. Titus? Da. Da, ce... Serios? Titus Tiba. Titus Tiba, mă! Ce tare, mă! Nu știu, mă, că nu te uiți la filme cu... pardon. Titus Til. Ce Titus, mă? Da, mă. Titus, actor de filme pentru... Actor de filme XXX. Cine, mă? Domnul, este actor de filme XXX. A, da? Da. Dar tu de unde știi, Florine? Păi, na, mă, e Titus Stil, adică e vedetă, vedeta României. Și Titus Stil l-am primit de la un regizor. Am avut o scenă foarte grea, mai erau doi băieți puternici și mari. Și când am intrat așa, Speedy Gonzalez, bam, nu știu cum l-am lovit pe unul cu umărul, bam, pe celălalt o parte, m-am apucat de treabă, vreo două minute, super ok. Rețineam, bă, bravo, mă, super tare, ok, ți-ai făcut treaba bine. Hai, și la contract mai, bă, uite, Titus Stil se potrivește. Credeam că Titus Stil e ceva, style, sunt ok. După aceea am aflat că Stil este oțel. Așa, bă, ce nume mi-a dat omul. E bine. Foarte tare. Foarte tare. Știi că, la un moment dat, făceam omlete la un hotel, în Băneasa. Era un domn da. Care a venit și mi-a cerut o omletă din 7 albușuri și da. Foarte multă ceapă. Și mi-a zis, de ce mănânci așa? Și mi-a explicat. Ouăle ajută mult. Nu la potență, dar la partea de final. Dar cum e? E ok. Eu sunt de 24 de ani în
industria asta? Jucând în foarte multe filme pentru adulți, am făcut un calcul așa, undeva la 4.000 de actrițe diferite, de relații intime. Când am început să devin mai faimos, primeam scrisori. Eram unul dintre puținii actori care primea scrisori cu saci. Primeam și bani în scrisori ca să le trimit înapoi poze și nu știu ce. Declarații de iubire, e de ajuns. Încă mai faci asta? Acum sunt în spatele camerelor. Okay. De fapt am început puțin cam paralel, așa, după un an, doi am început și pe partea cealaltă, dar în principiu 22 de ani am fost actor. E ce ceea ce face oricine, numai că noi facem toată camerei. Nu e chiar oricine, că apoi munca asta e foarte... Este destul de dură. Bă, la birou mai faci un Google, mai nu știu ce acolo, da. Nu poți să faci cum se numește jocul ăla. Soliter. Nu poți să faci soliter acolo, acolo trebuie să plești. Nu, să poate și soliter? Nu merge. Nu merge. Dar cam cât durează o filmare? Poate să dureze 25 de minute, poate să dureze și 8 ore. Cum faci, ce faci 8 ore? Depinde, pe timpuri am prins vremea aceea când se filma pe casete VHS. Și la fiecare minut jumate schimbau cadrele și luminile și tot. Și eu când vreau să mă duc să fac o pauză, nu, trebuie să stai aici să fii pregătit. Și să te-ai pregătit. Eu stau pregătit când zicea acum. Și cum făceai să stai pregătit, domnule? Adică... Mai primeai vreo mână de ajutor? Eram cu actrițele, cu partenerele de lucru și eram ok. Eram colegi, ne știam, ne ajutam unul pe celălalt. Da, și ai stat cu cuțitul ascuțit 8 ore. Da, și eram și într-un hambar. Ziceam, dacă fumez o țigară, dau foc. Da. Am și o întrebare. Eu, ca bucătar, de regulă gătesc la muncă, gătesc la servici, la restaurant, așa. Când ajung acasă, nu prea mai am chef de gătit. Tu mai ai chef invers. De... Da, e tot mai invers. În mai ai chef de muncă da, acasă? E ca un fel de preludiu, nu știu. Totul trece repede, parcă nu... Ai trăit momentul ăsta și clar că acasă. Bine, acasă e cel mai bine. Dar se câștigă bine din meseria asta? Pe timpul se câștigă mai bine decât acum, fiind tuburile. Nu se mai consumă foarte mult genul ăsta de... Mai mult partea amatorilor și mai departe. Uite, la noi în industria noastră există da. Michelin, care e Oscarul da, bucătăriei. Da. În industria voastră despre ce e vorba? Care e apogeul? Eu am câștigat câteva premii Oscar, adică Venus Awards. Ai câștigat serios? Da, da. 98 pentru cel mai bun începător pe timpul ăla, în 2000 cel mai bun actor din Germania, 2002, facea 2008, 2010. Am câștigat și cu niște filme pe care eu le-am editat și le-am filmat. Cred că sunt importante chestiile astea, premiile astea. Sunt importante că nu primeai așa ușor un premiu pe timpul ăla. Dar bine, aveam și eu, nu știu, 22 de ani, la primul premiu sau 21, eram în forță. Altă viață! Altă viață, da. Câți ani ai acum? 43. Mulțumesc! Te-ai dus timurat la prima scenă? Nu, pentru că asta vreau să fac, nu știu, era o ambiție de-a mea, era un experiment, o experiență pe care vreau să trăiesc. Dar să știi că, uite, Cătălin are o viață exact... Așa, mai crazy. Da. Nu vrei să te bagi în industria asta? Bă, mi-a trecut timpul. Acum sunt așa retrograsul. Ce dracu să vă? Sunt exact ca un Dacia 1100 acum, ce-ți mai faci? Titus, cu gătitul presupun că ești începător. Adică cum suntem noi în industria ta, da. Adică amatori. Eu sunt cu grătarul, cu merea, când e vorba de un grătar.